Au învățat chinezii să facă telefoane? Da! Acum câțiva ani foloseam termen precum chinezării sau pognitori. S-a dus vremea aia. Acum se bat de la egal la egal în materie de calitate cu Apple și Samsung. Iar alții, precum LG, au fost depășiți de mult de cele 6-7 companii chinezești din top 10. Dar astăzi nu facem topuri și analiză de piață, ci vorbim despre Huawei P20, care tocmai s-a lansat oficial. Ce este? Noul flagship Huawei și, zicem noi, cel mai bun telefon produs vreodată de ei. Vom explica în acest review de unde vine această opinie radicală. Cum este? Băi, tare, cu multe plusuri și foarte puține minusuri. În primul rând te surprinde calitatea finisajului, nivelul de atenție la detalii. Nimic nu este trecut cu vederea sau făcut pe repede înainte. Da, la capitolul finisaj și design se compară lejer și cu iPhone 10 și cu S9. Se simte premium, fără denivelări dubioase sau elemente ieșite exagerat în relief. Este greuț, dar în sensul cel mai bun, metalul și sticla se îmbină impecabil pentru a crea o suprafață lină, continuă și foarte plăcută la atingere. Butoanele sunt rotunjite frumos, camera nu iese prea tare în relief, iar jack pentru căști nu mai există nici pe acest telefon. Ai senzația că este tăiat dintr-un singur bloc de material, atât este de bine alcătuit. Și nu este doar o senzație, sticla este Gorilla Glass 5 și pe față și pe spate, iar telefonul este rezistent la apă și praf în standard IP67. În materie de culori avem 5 versiuni pentru P20 și 4 pentru P20 Pro. Cea mai interesantă este varianta Twilight, cum o numesc ei, adică un gradient gen cameleon, spatele schimbându-și culoarea în funcție de reflexia luminii. Toate sunt însă super glosi, super lucioase, stil oglindă. Ăsta ar fi primul minus pe care l-aș nota. E jale cu amprentele și cu urmele de grăsime. După câteva secunde de folosire, zici că ai un alt telefon. L-am șters țărănește pe blugi de zeci de ori ca să-l pot filma și am încercat mereu să-l apuc cu grijă de margini ca să nu mai arate ca a trecut prin prea multe mâini. Dar asta nu este un dezavantaj doar al acestui telefon, ci al tuturor celor apărute în ultima vreme. Dar, în ciuda faptului că telefoanele sunt magneți de amprente, displayurile sunt absolut senzaționale. P20 are o diagonală de 5,8 cu ecran LCD, dar pe versiunea Pro avem un superb display OLED de 6,1 inch, extrem de clar și luminos. Ambele telefoane sunt alungite, ecranele având un raport de 18.7x9 și rezoluție de 2240-1080 de pixeli, adică Full HD ⁇ sau mai degrabă 2K ⁇ dacă ținem cont de formatul imaginii. Culorile sunt bestiale, iar afișajul este sharp, bine definit. Tot în legătură cu afișajul, ar mai trebui remarcat un feature foarte interesant. Așa cum s-a știut încă de la primele licuri, P20 este un telefon cu notch, acea inserție apărută odată cu iPhone 10, o chestie love or hate care a divizat utilizatorii. P20 împacă toate gusturile. Poți să-i dai acestui notch, show sau hide dintr-un meniu dedicat. Alege astfel ca inserția care conține camera de selfie să fie vizibilă pe display sau ascunsă într-o bandă neagră care face ecranul să pară un întreg. Repet, în funcție de gusturi și preferințe. Înainte să încheiem cu designul și construcția, ar mai fi denotat butonul de home, care include și senzorul de amprentă, și care, tu, asta este asignabil, adică îi poți atribui și alte funcții decât simpla deblocare a telefonului. Mai merită să discutăm despre absența jack-ului pentru căști. Samsung au ales să implementeze acest port pe S9, dar trendul este totuși ca acesta să dispară. Huawei s-au lipsit de el. Pentru unii este frustrantă această absență, altora nu le pasă, iar argumente și alternative există, fie că vorbim despre căști pe USB Type-C, așa cum are și acest telefon, fie căști Bluetooth, poate nu la fel de fidele, dar cu siguranță mai eficiente prin dispariția cablurilor. Dar care este punctul forte al acestui telefon? Așa cum probabil vă așteptați, așa cum este trendul în acest moment și așa cum am aflat deja din numeroasele licuri ce au precedat apariția, camera este cea cu care pe 20 vrea să rupă norma și competiția. Pe principiul că mărimea contează întotdeauna, Huawei au pus pe acest model unul dintre cei mai mari senzori disponibili la ora asta, adică mari fizic ca dimensiuni, 1 pe 1,7 inci. Spre comparație, celebrul, dar de defunctul Nokia Lumia 1020, cel cu camera de 41 de megapixeli, avea un senzor de 1 pe 1,5 inci. Deci noul Huawei P20 în variantă Pro este destul de aproape de Lumia 1020, considerat și astăzi un reper în ceea ce privește camera foto. Camera principală a lui P20 Pro are 40 de megapixeli, dar dincolo de număratul megapixelilor, mai mare înseamnă mai bine, mai multă lumină și o dimensiune sensibil crescută a pixelului ceea ce în cazul de față se traduce într-o sensibilitate ISO ce poate fi urcată până la 51.200. Este uriaș și pentru o cameră DSLR capabilă, dar amite pentru un telefon. Aceste imagini au fost filmate într-un spațiu întunecos special amenajat. Ceea ce vedeți este P20 Pro la treabă în lumină foarte slabă. Iar camera cu care am filmat este celebrul Sony A7S, o cameră full frame al cărei ISO urcă până la peste 400.000. Puteți trage voi în și vă concluziile. P20 Pro nu numai că face față, dar mai important, produce imagini cu adevărat utilizabile în condiții de luminozitate scăzută, comparându-se măcar la acest capitol cu una dintre camerele faimoase pentru sensibilitatea sa. Ei și aici intervine un alt aspect cu care Huawei se laudă, partea de inteligență artificială. Dacă facem abstracție de cât de mestecat este acest concept în ultima vreme, vom înțelege că în cazul de față el are sens. Telefonul are implementat un algoritm de stabilizare care îi permite să fotografieze la timp de expunere foarte lungi, de până la 4 secunde. Asta înseamnă că stabilizarea telefonului corectează poziția imaginii, așa încât să poți lăsa diafragma deschisă timp de 4 secunde pentru a permite, pe de o parte, senzorului să capteze mai multă lumină, dar, pe de altă parte, să nu decaleze obiectele din imagine. Stabilizarea aceasta, cuplată cu mărimea senzorului și cu valorile ISO foarte bune, generează fotografii de noapte uluitoare, în care poți până și să citești diversele inscripții sau reclame de pe stradă. Pe 20 Pro are un setup de 3 camere, cea principală de 40 de megapixel cu expunere f1.8, o a doua cameră tele cu f2.4 și o a treia cameră alb-negru de 20 de megapixel cu f1.6, utilizată pentru îmbunătățirea culorii, luminozității și contrastului. Primele două camere combinate generează un zoom optic 3X, ce poate fi extins digital până la 5X. În cazul lui P20 normal, avem doar două camere, una color de 12 megapixel cu f1.8 și una monocromă de 20 de megapixel cu f1.6. Atât pe 20 cât și pe 20 Pro beneficiază de o cameră frontală pentru selfie de 24 de megapixel cu f2. Ia o pe asta. Este probabil una dintre cele mai puternice camere de selfie aflate pe vreun telefon în acest moment. Și toată această putere brută este completată de o mulțime de finețuri pe parte de precizie, focalizare laser, detecție de fază și contrast, senzor pentru temperatura de culoare pe spate. Este monstruos. Cu alte cuvinte, va fi foarte greu să ratezi o poză, aproape indiferent de condițiile de fotografiere. Dacă mai adaugi la toate astea și partea de inteligență artificială, ai un tablou complet a ceea ce Huawei au intenționat cu acest telefon. De fapt, au spus-o pe față, camera telefonului poate fi extrem de bună, dar veriga slabă ești tu, adică tu, ăla care nu știe să facă poze. Și atunci algoritmii software plus capabilitățile hardware de top ale telefonului încearcă să compenseze lipsa ta de aptitudini în materie de fotografie. Tot ceea ce trebuie tu să faci este să îndrepți telefonul într-o direcție, și să apeși pe buton. Face el restul pentru tine. Sigur, nu vorbesc aici despre talentații și pricepuții care pot găsi în meniul acestei camere un mod full manual, suficient de complex cât să le permită să-și manifeste creativitatea. Și despre utilizatorii obișnuiți, care nu se prea pricep și care nici nu intenționează să dobândească cine știe ce skill-uri foto. Probabil tot în acest sens, acela de a nu rata snapshots au mai fost adăugate câteva gimicuri. De exemplu, posibilitatea de a fotografia fără a mai deschide aplicația de cameră. Cu un simplu dublu clic pe butonul de volume down. Adică ai scos telefonul din buzunar, îl îndrepti în direcția dorită, apeși rapid de două ori în partea de jos a butonului de volum și gata poza. E drept că șmecheria asta a fost cuplată și cu micșorarea timpului de răspuns al camerei la doar 0,3 secunde. Camera declanșează instantaneu și la un shutter speed care să-ți permită să surprinzi mișcarea fără motion blur sau mă rog, cu foarte puțin motion blur. Ar mai fi de menționat, tot cumva legat de inteligența artificială, recunoașterea scenelor și obiectelor, câini, pisici, fețe, peisaje, mâncare, chestii pe care oamenii le postează în general pe rețelele de socializare. Selecte scena, adică mâța sau potolul din blid și telefonul face automat setările ideale ale camerei, în așa fel încât poza respectivă să iasă cât mai bine. Și încă nu am spus nimic despre partea de video, și în acest departament lucrurile stau bine. Filmare 4K la 30 de cadre pe secundă și 1080p la 60 de cadre pe secundă și bineînțeles nelipsitul Super Slow Motion la 960 fps, recurent pe mai toate flagship actuale. Și la capitolul video, dacă te simți bazat și crezi că bați inteligentul artificial al telefonului, ai la dispoziție o pusderie de setări manuale cu care să-ți faci de cap, să-ți exprimi skillul și talentul. Sigur, ar mai fi multe de povesti despre P20 și P20 Pro și vor mai fi lucruri pe care le vom descoperi probabil la utilizarea efectivă zi de zi. Partea de imagine este absolut impresionantă la o primă vedere și este principalul diferențiator al noii game P20. Și poate tot pentru că este un telefon orientat spre imagine, noul UI permite acum un sharing de fișiere mult îmbunătățit și cross-platform. Poți share acum cu ușurință imagini sau documente către alte telefoane, către PC, sau chiar către Mac. Oricum, telefonul vine cu Android 81 direct din cutie și cu dotări hardware menite să suporte cu ușurință toate aceste noi facilități. P20 vine cu un procesor Kirin 970 de producție proprie, cam cel mai puternic CPU mobil produs până acum de Huawei și cu 4 GB RAM în cazul lui P20 și 6 GB în cazul lui P20 Pro. Ambele modele au 128 de giga stocare, spațiu de pornire suficient pentru un telefon centrat pe foto și video. Un alt aspect remarcabil este bateria de 4000 de mAh a lui P20 Pro, telefonul reușind totuși să rămână slim și elegant. Nici în cazul modelului mai mic, bateria nu este rea, 3400 de mAh, adică aproape cât are modelul S9 Plus de la Samsung. Huawei P20 este un mare salt înainte față de precedentul P10 din toate punctele de vedere, deși nici ăla nu a fost un telefon rău deloc. Semnificația acestui salt este însă mai mare decât creșterea propriu-zisă în calitate. Este asemenea trecerii făcute de Samsung de la S5 la S6, de la bun la excelent. P20 este un flagship de care Apple și Samsung ar trebui să se teamă este un telefon care justifică poziția companiei chineze în topul celor mai mari producători de smartphone-uri din lume. Dacă v-a plăcut acest review, nu uita să dați subscribe acestui canal de YouTube. Share dacă veți considera că el merită împărtășit cu prietenii voștri și apăsați clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postăm lucruri noi. Vă mulțumim că ne-ați primit alături de voi!